aqui, ó. Dă-te jos. Dă-te jos. Bă, dacă intri în cadru, dă-te jos. Și dă-i de hârleț. Ia, dă-i cu aici, aici, hârlețul plin, dă-l. Băi, ești retardat. Dă-i ăla că la hârleț, hai. Zic așa când îmi dețină. Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un episod mai special de data aceasta. Sunt împreună cu Codrin șeful și Dorel Adrian Beleaua. Suntem la colectat de deșeuri. Suntem în zona Letea Veche, la căile ferate, cum se cheamă aici? Zona asta. Gang. Cum? Izvoare, suntem în zona Izvoarele. Așa. Am venit aici să plantăm câțiva copăcei. Avem doar 2 copăcei din păcate și la colectat de deșeuri. Haideți să vedem ce o să iasă. Codrin e aici pe zonă și muncește și am chemat mai mulți oameni, dar nu n-au venit și v-am chemat și pe voi. V-am dat mesaj și de fapt v-am spus pe live cine dorește să vină cu noi. Din păcate nu v-ați prezentat niciunul și chiar îmi doream să veniți, să fim cu toți aici, să colectăm deșeurile care sunt aici. Deci muncim. Uitați câte deșeuri sunt în zona asta. Nu mă muncesc și eu imediat. Uitați câte deșeuri sunt în zona asta. Deci ce poate să lase omul? Și vreau să lansez campania și eu plantez un copăcel. Și eu ajung natura. Vreau să dau drumul la proiectul acesta. Îmi pare rău de ce se întâmplă în România, pentru că nu se respectă natura deloc. Am înțeles, a rupt și o rupt târnacopul. Dacă ești prea harnic, ce să-ți fac? Haideți să dăm drumul la colectat de deșeuri dacă tu ai rupt târnacopul, Codrin. Bă, ești bun, Dorele. Puteți vedea și voi ce e aici, măcar dacă lumea ar prețui, eu vin din nordul orașului ca să fac, să ajut, dau mână de ajutor lui Călin. Dar oamenii care sunt aici din zona asta, doar Călin ce s-a sesizat să facă așa. Lucrul ăsta. E jalnic. Eu vin numai din nordul orașului ca să pot să ajut un om aici, dar ăștia care stau aici, nu. După ce vă își fac toți nevoile sub țepile astea, adică totuși. Dar ce părere ai despre chestia asta, totuși? Codrin, tu ce zici? Foarte urât din partea lor. Păi, deci vreau să fac un eveniment cu numele și eu particip la curățenie. Vreau să fac asta în toată țara, dacă se poate, și vreau să văd cât se bagă în proiectul acesta. Și vreau să ne întâlnim mult mai mulți oameni, nu cât suntem acum, 5 oameni. S-a închis. Nu s-a închis camera. Codrin, hai treci tu la treabă, nu te mai uita la mine. Hai, lasă. Mai pot să filmez. Hai, ne vedem după ce plantăm al doilea copăcel. Plantăm și copăcelul ăsta aici, îl plantăm pentru că e mai curat acolo dacă îl punem să înfundă în gunoaie. Cam așa ceva este. Facem cât putem, nu stăm mult. Da, fix, aici, nu? Da. Facem aici gaura? Aici ai nevoie de târnacopul ăla. Da, să nu-l scoate. Nu prea cred. Era mai frumos dacă erau mai mult. Muzica.
fost băgat și copacelul acesta în pământ. Acum punem înapoi pământul să-l ascupăm. Mai este mai greu. Trebuie presat, hai Codrin, ajută-mă. Mă duc să aduc apa. Adu apă, te rog eu. Deci vă rog ca data viitoare să ieșiți cu noi în natură, ca să protejăm natura. Toată lumea are prieteni și se uită la noi, dar nimeni nu ne oferă o mână de ajutor. Bravo vouă! Mulțumim! Mulțumim, da. Ai, ai. Eu vin de nordul orașului. Cred. Aici e lume mai... Eu vă cred. Am văzut foarte mulți copii în zona asta, ar trebui mai să... Mai puțin evoluată. Am văzut foarte mulți copii în zona asta și ar trebui să ia ei inițiativă. Mai voi duce să le pesc după... Am făcut puțin curat, adică se poate observa. Mai e, o parte este dusă la tomberon. Merg să lipesc un afiș ca acesta pe unul, pe partea cealaltă a scălților. Să arăt și lumii ce să-l facă. Adrian, te ții după mine, da? Da, da, da. Poți, da? Normal, mă. Se poate observa ce e și în zona asta. Deci este jale. Nu facem față o singură persoană. Nici două, nici trei, nici cinci. Uitați-l pe Codrin, că nu poate să vină. Deci ar trebui să ne sesizăm mai multe persoane. Deci uitați ce e în zona asta. Ce era pe partea cealaltă era un nimic. Dar ce este aici este... de nedescris. Exact. Cu greu. Ops. Sper să pot lipi și eu ăsta aici. Dacă ai nevoie de ajutor? Zici că am nevoie de ajutorul tău. Una no. Aici și mai am nevoie de o bucată. Dă-mi Codrin scociul. Totuși... vreau ca data viitoare să fiu mai mult la făcut la acțiuni de astea, de făcut curat. Pentru că se poate observa și de aici cum arată. Am pus afișul ăla acolo, dar nu știu câtă lume îl va citi. Deci este dezastru, se poate vedea. Și suntem în oraș, dacă ziceam că eram la țară undeva, dar lumea văd că e deja nesimțit. Exact. Îmi doresc să facem un eveniment împreună, comunitatea Tutaers, să iasă la reciclat. Am strâns o parte, dar nu e de ajuns. Deci sunt saci ăștia și au mai fost încă 3 droabe duse pline. Da, trebuie să mai băgăm și partea aia. Cam aici se încheie episodul ăsta. Vă mulțumesc mult pentru că v-ați uitat la episod și vă mai spun încă o dată. Ieșiți în natură să faceți curat, nu doar să vă bucurați de ea. Exact, aveți grijă ce lăsați în urma voastră. Eventual plantați un copăcel. 2, dar nu este de ajuns. Un bătrân a venit mai devreme și mi-a spus nou că am pus copacul strâns și i-am zis, dar dumneata ai făcut așa ceva măcar? Ai făcut efortul ăsta să vii din nordul orașului până aici și am venit pe bicicletă, n-am venit cu mașina. Ai făcut efortul ăsta să vii până aici să faci o mare parte curat, dar nu este de ajuns. În 5 persoane nu ne descurcăm. Am făcut cât am putut. Uitați ce este în zona asta totuși. Călin, ce ai de transmis oamenilor pe viitor? Eu ce am de transmis? Aveți grijă. Ce scrie și aici? Și lăsați în numai voastră. Gândiți-vă foarte bine. Așa ajutăm la încălzirea globală. Exact.
atitudine, ne distrugem, ne autodistrugem. Da. Așa. Și na, le adunăm cât mai mulți. Și sper să facem un proiect din asta. Doamne ajută. Mulțumesc mult că m-ați vizionat. Ne vedem în... Salut! Ne vedem în următorul episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să ieșiți în natură cu bicicleta, la reciclat, nu știu, la cât mai multe proiecte. Codrin muncește de zore acolo. Codrin? Codrin, cum ți s-a apărut astăzi? Mai greu pentru că suntem foarte puține persoane. Da. Exact. Ne vedem pe data viitoare. V-am pupat. Pa, pa!